Două autoturisme grav avariate, aceasta este urmarea accidentului de circulație petrecut aseară în giratoriul din imediata apropiere a primăriei Giurgiuvene, pe lângă spaima de care au avut parte cei implicați în incident. Nedoritul eveniment a survenit pe fondul neacordării de prioritate la pătrunderea în intersecție a mașinii conduse de o tânără care a izbit autoturismul condus regulamentar de un alt tânăr ce se deplasa către centrul vechi al Giurgiului. Tânără de 27 de ani din municipiul Giurgiu, în timp ce se deplasa cu autoturismul pe bulevardul CFR, la sensul giratorului din fața primăriei, nu a acordat prioritate de trecere unui autoturism condus regulamentar de un tânăr de 18 ani din municipiul Giurgiu, intrând în coliziune cu acesta. Din accident au rezultat doar fapturi materiale, fără victime. Cei doi conducători auto, care s-au ales cu mașinile deteriorate, au fost testați cu etilotestul, constatându-se că nu au consumat băuturi alcoolice. Neatenta șoferiță, din vina căruia s-a produs evenimentul, a ieșit cea mai șifonată din întâmplarea de aseară, căci pe lângă pagubele materiale suportate, s-a ales cu permisul ridicat pentru o perioadă de 60 de zile.